complexului imobiliar Nordis din Mamaia Nord, deținut de Vladimir Ciorbă, soțul controversatei deputate Laura Vicol. Acesta a promis oamenilor apartamente de lux pe litoralul românesc, însă, din păcate, nici până acum, de mai bine de 3 ani, nu și-au primit nici apartamentele și nici banii înapoi. Rămâne de văzut dacă situația va fi rezolvată și ce se va întâmpla cu banii pe care oamenii i-au economisit de ani de zile și și-au dorit să investească într-un apartament pe care nici până ziua de astăzi nu l-au primit. Ne puteți da și nouă mai multe detalii? Nu, n-a fost, cred că a scris. E un dosar în care ne-am avut o promisiune, da, și care s-a închis și la înalta curte, au pierdut. A, deci ați mers și dumneavoastră în instanță. Da. Dar când a fost? Ei au mers. Ei au mers, că ei n-au plătit la termenul de prin, nu știu, octombrie, noiembrie 2020, ceva de genul ăsta. Și noi am reziliat, vă dați seama, absolut tot. A, deci ei au cumpărat de la dumneavoastră sau cum? Da, am înțeles. Au dat un avans și aici e invers, au dat un avans și trebuie să-i vând imobilul, dar în condițiile stabilite de noi. Nu s-au respectat de noi părțile, da, nu de mine. Da. De noi Eurovia, de noi părți, nu s-au respectat. Ei totuși ne-au dat în judecată, știau că pierd, că n-avea nicio șansă. Deci noi că le-am dat în avans contravalare două apartamente cu promisiunea de vânzare și nu ne-a dat absolut nimic de 3 ani de zile, nici bani, nimic, n-am beneficiat nimeni. Noi le-am făcut și plângeri penale, le-am făcut și le-am cerut și insolvența. Deci de 3 ani nu ați primit absolut nimic și dumneavoastră le-ați achitat integral apartamentele? Integral, da. Asta înseamnă vorba de 250 și ceva, 257 de milioane. A fost unul singur sau amândouă? Două, da. Deci ambele prejudiciu de 250 de mii de euro, am înțeles. Aș putea să vă citesc, să pun firma dumneavoastră sau? Da, vă rog. Numele? Eu sunt Andrei Alexandru, sunt administratorul firmei.